MOL Telecom, Air Moldova și întreprinderile din sectorul energetic ar putea ajunge pe mâna șeicilor din Dubai. Premierul Pavel Filip a invitat companiile din Emirate să participe la privatizare. Potrivit unui comunicat, ministrul afacerilor externe și cooperării internaționale al Emiratelor Arabe Unite s-a aflat ieri la Chișinău, unde s-a întâlnit cu mai mulți oficiali moldoveni. Printre principalele subiecte abordate au fost facilitarea regimului de vize, posibilitatea relansării zborurilor directe dintre Chișinău și Emiratele Arabe Unite, precum și participarea Republicii Moldova la Dubai Expo 2020.